cel Mare, Județul Bacău, pentru data de 21.10.2015, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară în ziua 21.10.2015, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 al anului 2015, inițiat de primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2015, inițiat de primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, inițiat de primarul Comunei. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem unor personalități din Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău, inițiat de primarul Comunei. Și 5. Diverse. Acestea fiind punctele înscrise pe ordinea de zi cu care dumneavoastră ați fost în, de care ați fost în cunoștințați, supun la vot proiectul de punctele înscrise pe ordinea. Da, mulțumim. Caterin, du-te tu, te rog, și cheamă pe doamna contabilă pentru cele două puncte. Așa, înainte de a veni doamna contabilă, vreau să vă spun că m-a sunat domnul Bontaș, este la spital, îi scoate firele și a zis că e întârzi un pic. Își cere scuze că sunt întârzi un pic. Nu spunea dumneavoastră, spuneam eu că m-am întâlnit cu dumneavoastră la spital. Nu, dar m-a sunat acum de mult, adică. Da. La primul scuze și domnul Marin Romeo are probleme de sănătate cu soția și o trebuie să plece la Târgu Mureș. Așa, propuneți ca să nu voi sau cum? Nu. Nu, nu. Deci, nu. Regulamentul permite? Deci, care sunt condițiile în care poți să nu... Regulamentul este Consiliul Local pe care dumneavoastră ar trebui să știți. Eu n-am făcut altceva decât să spun că întârzi omul, nu că lipsești. Da. Mai sunt și alții care lipsesc și nu invoiesc eu sau... Dar nu din voit. Am motivat absența dânsului. Nici aia nu e motivare. Și dacă poți să spun, în cazul lui domnul Bontaș, el poate aduce hârtie la medic și atunci e altă treabă. În cazul lui Bontaș. Dar el întârzi, nu absentează bine. Întârzi. Da. Contabilă. Pentru că sunt probleme legate de contabilitate, cu rectificarea de venituri și cheltuieli și mai ales și la punctul 2 cu execuția bugetară. TVA și din creditele bugetare. Prin adresa numărul 2827 din 24.09.2015 a Ministerului de Finanțe, de fapt a Direcției Generale a Finanțelor Publice Onești, Bacău, ni s-au retras 100.000 de lei din TVA, bani care erau repartizați ca și credite bugetare pentru salariile cadrelor didactice. Deci am avut mai mult, așa, și acum ne retrage o parte din ei pentru ca să fie împărțiți pentru celelalte comune care nu au suficient.
toate creditele astea bugetare care au fost repartizate pentru învățământ, deci se referă numai la salariile pentru cadrele didactice și nu la cheltuielile materiale. Pentru cheltuielile materiale am avut o altă sumă. Tot la rectificarea bugetară de astăzi, în trimestru 4, avem primiți bani din subvenții din TVA și subvenții pentru lucrarea corecției toren, care s-a făcut prin și s-a terminat, știți că s-a făcut și recepția la această lucrare. Banii au fost plătiți, așa, iar noi acum i-am primit. S-a retras avansul care l-am avut dat înainte de la fondul de garantare. Am primit diferența, noi am achitat lucrarea și dacă scădem din cei 100.000, deci aici sunt probleme contabile, o parte de deci ăștia retrași sunt sume în roșu și celelalte sunt venite și dacă facem diferența dintre cei 60.300 care i-am primit pentru corecție toren și 100.000, dat ochelarii jos și am vorbit prostii. 39.620 minus 100.000 rămân 60.300. Sau da. Nu-i calcul matematic ca atât să... Atât de greu, da. Da. Deci bugetul se rectifică de fapt cu 60.300 de lei. Pentru că o parte de bani i-am primit, deci cei pentru corecție torent, iar ceilalți de la învățământ s-au retras. Nu am ce să vă spun mai mult, pentru că ei se retrag de la salarii. Este foarte clar. Sunt credite acordate în plus la începutul anului, în funcție de numărul de elevi, de costul standard pe elev, deci pentru începând cu grădinița și terminând cu clasele 5-8. Așa, s-a considerat că la ora actuală avem în plus și ne-a retras, deci ca să îi poată repartiza pentru celelalte comune care au un minus. Cam atât despre rectificarea bugetului. Și mi se pare că punctul 2 intră în același... Punctul 2 e execuția bugetară la sfârșitul trimestrului, deci este perioada când se depun dările de seamă pentru trimestrul 3. Deci trimestrul 3 s-a încheiat la 30 septembrie. Doamna Stoica este plecată astăzi cu darea de seamă pentru depunerea ei la finanțele publice la Bacău. Dintr-un total de... Deci am realizat venituri în valoare de 3.903.686 de lei și 18 bani. Așa, și am cheltuit 3.856.905 de lei și 41 de bani. Am rămas la sfârșitul lui septembrie cu 46.780 și 77 de bani. Deci cu un sold... un excedent de 46.000 de lei. O să vă prezint în veniturile, așa cum au fost realizate ele și cheltuielile. O să vă zic, nu pe toate felurile de venituri, că pe noi ne interesează cei care vin exact de la bugetul nostru local, deci de la contribuabilii noștri, ca să vedeți care este contribuția noastră a contribuabililor din comună la venitul bugetului local. Și o să vă spun așa, din impozite și taxe pe proprietate, deci pe total avem 268.369. Și dacă o să faceți 268.369 împărțit la 3.903.000, o să vedeți cât de mic este procentul venitul, adică ponderea bugetului, veniturilor bugetului de la contribuabil și cei care vin de la bugetul statului. Bine, că la ăștia se mai adaugă și alte venituri în bugetul local. Și o să vă spun așa, impozitul și taxa pe clădiri, 58.331. Impozit pe clădiri de la persoanele fizice, 44.000. Impozitul și taxa pe teren, 185.276. Impozitul pe terenul de la persoanele fizice, 72.448.
Impozitul pe terenul din extravilan, 99.892. Întotdeauna aici ponderea este mai mare, pentru că suprafața din extravilan este cea care are pondere mai mare în veniturile bugetului local. Taxele judiciare de timbru, 2.323. Alte impozite și taxe pe proprietate, 22.438. Și trecem imediat la bugetul statului. Din TVA am primit 1.803.920 lei. Care? Din care 1.375.920 sunt pentru învățământ și pentru asistența socială. Asistența socială, asistenții personali plus indemnizațiile pentru persoanele cu handicap. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 391.000, și sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri, 37.000. Taxe pentru utilizarea bunurilor, pentru, este vorba de TMT, de taxa mijloacelor de transport. Pe total, deci atât persoane fizice cât și persoane juridice, este de 46.221. Este foarte mică, sunt debite destul de mari care sunt de încasat. Mai vedem ce se întâmplă până la sfârșitul anului. Venituri din concesiuni și închirieri, 16.215 lei și 17 bani. Venituri din prestări servicii, este vorba de pază, 78.791 de lei. Taxele extrajudiciare de timbru, 3.700. Amens și penalități, confiscări și alte, deci pe total luate și cele circulații sau cum le zicem noi, amenzi de circulații și celelalte tipuri de amenzi, 68.800. Încasări din valorificarea bunurilor, n-avem decât 693, au fost două căruțe sau trei care s-au vândut, nu știu exact, din cele care au fost confiscate, prinse pe teren. La venituri, la diverse venituri, la 36, deci 7.396 de lei. Vărsăminte nu ne interesează, adică ce am trecut noi din secțiunea de funcționare, pentru că am avut plus, am trecut în secțiunea de dezvoltare, pentru că aveam de realizat investiții și dumneavoastră știți că în buget, la buget au fost discutate investițiile. 562.000 de lei. Da. Până, nimic, am... Așa. Din subvenții de la bugetul statului, 334.444, din care o parte sunt pentru realizarea investițiilor, o parte sunt pentru TVA-ul, care este tot pentru investițiile realizate. Și o să vi le spun așa, subvenții și subvenția pentru ajutorul de căldură care s-a dat la începutul anului a fost diferența pentru ianuarie și februarie, dar au fost sume foarte mici, 3.753 de lei. Subvenții de la alte administrații, este vorba de subvenția pentru alimentarea cu apă de la Rădeana și Viișoara, deci am primit 179.000 și urmează să primim în continuare diferența că această investiție s-a încheiat. Iar de la Uniunea Europeană am primit 505.237,90. Iar pentru prefinanțare, sau din ăștia, pentru prefinanțare au fost 117.709,75. Toate astea adunate, deci fac 3.903.686 de lei, din care v-am spus că am cheltuit 3.856.905. Și am rămas cu un excedent de 46.780. Asta este numai la sursa A, adică direct la bugetul local. Am mai avut bani pentru investiții și s-au făcut plățile, pentru că investiția de la DC 113, deci drumul de la Vișoara și podul de la Rădeana,
Și ce alte investiții. Dumneavoastră ați aprobat hotărâri, prin hotărâri de Consiliul Local realizarea celor două împrumuturi, unul de 600 de mii, unul de 1 milion. S-au făcut plățile, deci din 16, dintr-un milion și 600 de mii s-au cheltuit 1.494.000. 499 de mii. Mai sunt 100.974 de lei pentru că să vedem dacă putem plăti sau nu buldozerul, de care buldoi excavatorul, care îl avem tot prin fonduri europene cu sprijinul Galului. Deci, în mare, cam asta este despre venituri. La cheltuieli, să le luăm pe rând. Deci, la administrație vă dau cifrele în mare, așa că o să trebuiască să ajung și la trezorerie. Cheltuielile de personal la administrația publică locală, 600.769 lei. Cheltuielile materiale, deci vorbesc acum numai despre cheltuielile de funcționare. 165.389, cheltuieli cu dobânzile, deci pentru împrumuturile care le-am luat și comisioane, 12.350, transferuri din bugetul local în bugetul Consiliului Județean sau Direcția Județeană pentru Protecția Copilului, 89.312, la capitolul situații de urgență și poliție locală, salarii 96.659, cheltuieli materiale 15.000, învățământul, cheltuieli de personal 914.000, cheltuielile materiale 114.000, la cultură, deci este vorba de bibliotecă, 16.348 cheltuieli cu salariile, cheltuieli materiale foarte, foarte puține, 1.815 lei. 67.56, deci aici este vorba despre torent, 235.751, deci lucrarea s-a încheiat, s-a făcut recepția, acum astea sunt cheltuielile care s-au făcut anul ăsta, pentru că o parte din banii au fost plătiți anul trecut. La asistență socială, doi asistenți personali, 12.242, diferența sunt ajutoare de căldură la legea 416, deci pentru persoanele care primesc ajutor social s-a plătit pentru cele 3 luni din anul ăsta, deci ianuarie, februarie și martie, diferența la căldură, 24.476 de lei, iar până la 256.838 avem indemnizațiile persoanelor cu handicap. Ele sunt în același cont. La bunuri și servicii de dezvoltare, pe cheltuieli materiale avem iluminatul public și până la ora actuală. Deci, iluminatul public propriu-zis plus reparațiile, 101.348. Este vorba din locuirea becurilor și a lămpilor acolo unde a fost nevoie, nu după necesar, în funcție de banii care i-am avut. Că nevoi sunt foarte multe, pentru ca să avem lumină asigurată în comună, dar ne limităm la cât avem. Pentru proiecte cu finanțare, deci torentul și buldozerul, adică pentru buldoi excavator încă nu am plătit, 267.851. La protecția mediului am cheltuit 1.142 de lei, iar la transporturi 538.809, din care pe cheltuieli materiale 44.091 și pe investiții la DC113 și acum am început deja și drumul de la Rădeana, așa, 200, deci pe fonduri europene 240.610, iar la celălalt, care este prin Ministerul de Rădeana, 254.107. Cam asta este tot, cam asta este toată execuția bugetară până la 30 septembrie. Eu vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. La punctul 1, care cred că e, zic eu că e mai simplu, dar totuși trebuie să
să ne exprimăm punctul de vedere. Deci, la punctul 1, cine dorește să scrie, domnul consilier? Adică la buget. Deci, da. Domnul Sârghi, vă rog. O singură întrebare. Acea parte din impozitele provenite din taxe locale, dacă suma asta de 268.369 este cea încasată sau cea... Deci până am vorbit numai de bani încasați. Aha. Deci asta e sumă... Bani încasați și cheltuiți. Deci în Dacă facem o socoteală, e ceva vreo 10% din buget. Reprezintă, ca să știe lumea, de fapt, ce reprezintă, că toți spun, noi nu plătim taxe și impozite, dar dacă ar fi să faci din ce taxe și impozite să plătim... Bine, cum am zis, astea sunt strict de la, deci impozite și taxe. Deci impozitul pe clădiri și taxa pe teren, taxe judiciare de timbru, deci toate astea sunt, dar la ele se mai adaugă și TMT-ul, de la persoanele fizice și juridice, se mai adaugă, v-am zis, 3606, contribuția la pază, deci mai sunt și alte taxe care se adaugă la bugetul local, deci tot prin contribuția cetățenilor, ca să iese o leacă procentul mai mare de 10%. Și având în vedere că s-a încheiat perioada care nu percepe penalizări, 30 septembrie. Deci, cei care au avut de plătit și sunt contribuabili corecți, au plătit până la 30 septembrie. Cine n-a plătit până la 30 septembrie, intră în penalizări cu ambele perioade. Deci, cele care trebuiau plătit până la 31 martie și acum și cea de a doua... Și asta cât ar reprezenta cine nu e încasat, aproximativ? E în funcție de, cum să vă zic, debitele care au fost stabilite, vă pot aduce o situație, dar trebuie să mă uit în hârtică, nu am ce am pregătit. Oricum, la fiecare sfârșit de an avem foarte multe persoane și în special străinașii care se înscriu cu rămășiță de la un an la altul. Foarte mulți dintre ei sunt plecați. Și cei care străinași, pe cei care îi numim noi, sunt persoane care au primit moștenire de la părinți sau știu eu de la alte rude și nu îi avem. Sunt trecuți cu numele acolo și nu vin de ani de zile și nu plătesc. S-au găsit soluții. Facem executări, ne ducem cu executarea silită până la capăt. Dar dacă n-ai ce să iei și cui să iei, n-ai ce să faci. Doar știți că am avut curtea de conturi. Da. Primul, cui să iei, vis-a-vis de lege. Acolo unde sunt venituri, au pensii, au salarii, au conturi bancare și au, deci să fac cercetări, că acum cu ajutorul evidențelor care sunt la ANAF, la bănci, la poliție, deci cu ajutorul codului numeric personal, persoanele pot fi depistate foarte ușor și poți să vezi dacă realizează venituri sau nu. Și vă zic, fetele expediază în fiecare zi, fetele de la impozite și taxe, corespondență, așa pentru somații de plată și executări pentru persoane, popriri pentru... Și datoriile astea se reportează la infinit sau au, eu știu, să... Nu. Deci ele se reportează, se calculează penalizări, sigur că da. Deci nu zice de 5 ani, foarte multe, de foarte multe ori, la cei care n-au plătit an la rând, penalitățile depășesc debitul propriu-zis. Pentru că asta este. Am înțeles că, deci cu acordul dumneavoastră, discutăm de și de punctul 1 și de punctul 2. Da, e foarte legat. Nu Poenaru. După aceea, domnul consilier Kench. Da. Întrebarea pe care vreau să vă pun eu din toate impozitele și taxele care revin la comunii, cam cât la sută reprezintă țigani? N-aș putea să vă zic. Doar dacă luăm satul Rădeana, dar asta la sfârșitul anului, de? Și să vedem strict ce am încasat, satul Rădeana nu este format numai de țigari. Deci, procentul. Doar așa, să muncim câteva zile și să facem o situație, să vedem cât impozit pe clădiri și pe teren o plătit. Mulțumesc. Deci, domnul Kenciu, vă rog. Ei au o pondere mare la amenzi, dar ca și debit, nu ca și încasare. Banii dați mai puțin.
Probabil o să se ia măsuri și cu aceste amenzi, pentru că debitul la amenzi este foarte mare și cei mai mulți dintre ei au amenzi. Sunt țigani care au amenzi de 200 de milioane. Să se face bugetul pe anul următor, alea apar ca... Ele se raportează și ne înscriem cu ele ca și venit, că nu avem ce să facem. Să mă ierte, domnule. Ele se înscriu în rămășiță. Înaintea dumneavoastră. Doamna secretară, doamna fontanelă. Casa, ca și bun, intră ca și obiect de a-l pune de proprie pentru debite. Păi, normal că da. Cei care au acte pe casă, deci au autorizații, au tot ce le trebuie, se pot. Și ce să le faci? Să faci o nouă revoluție? Ștefan cel Mare cu țigani? Cât reprezint datoria proporției cu valoarea casei. Da. Cine o cumpără? Ce faci cu ea? Deci asta pui problema. Te duci și ei omului un bun, dar poți să-l valorifici? În primul rând asta te întreb. Poți să-l valorifici ca să-ți recuperezi debitul? Că trebuie să le-o vinzi tot lor sau cum? Posibil să-ți mărești cheltuielile. Sunt și care nu au și îți vai de steaua lor și... Da, domnul consilier. Domnule președinte, domnule primar, în ceea ce privește punctul numărul 1 și 2, vă spun cu claritate că am încredere deplină în serviciul de contabilitate, care nu de acum, ci de mulți ani în urmă, n-au greșit niciodată. Este un lucru lăudabil că vă sprijiniți pe asemenea personalități care știu întotdeauna să acumuleze, să repartizeze sumele și să aplice sistemul de calcul cel mai corect. Deci sunt întru totul de acord cu primele două puncte. Da, mulțumesc. Dacă mai este și domnul Rotaru, vă rog. Doamna contabilă, undeva aici, la împrumutul care l-am făcut de 1.600.000, da. V-ați pronunțat, eu n-am putut ca să urmăresc atunci când nici nu eram fără să urmăresc sumile. Da. A spus că am făcut împrumut de 1.600.000 și am cheltuit 1.700.000. Nu, n-ai înțeles greșit. Nu, am luat corectat, nu? Nu, 1.499.000. Deci, înseamnă că am înțeles eu greșit din cauza asta. Cheltuim mai puțin și au rămas pentru bulgări. Și au rămas 100.974, pe care o să, împreună cu bani din bugetul local, o să-i folosim la plata buldozerului, care costă 79.000 de euro, aproape 80.000, nu? Da. Dacă ne impune afirul, s-ar putea să ne ducă pentru la anul. Nu știm exact. Banii care au fost împrumutați, deci rămân în contul de împrumut, se raportează, pentru că bugetul local, așa cum a împărțit finanțele publice, Ministerul de Finanțe a zis, este sursa A, iar împrumuturile sunt separate de bugetul local și sunt sursa C. Deci toate situațiile financiare se fac pe cele două surse care le avem. Noi nu mai avem și alte surse. Nu avem activități autofinanțate deocamdată, pentru că dacă o să se termine cu Căminul Cultural, o să avem sigur și acolo o activitate, pentru că se renovează, să reușim să-l dotăm, să facem și exteriorul și ce mai trebuie, ca să avem și noi unii ținem spectacol, să vină domnul Ungureanu să ne țină un spectacol. Nu să vină numai să ne asiste la ședința de Consiliul Local, împreună cu... Și a făcut intrarea. Da, știu, sâmbătă. Dacă mai sunt întrebări, domnul Dotar, mai este și altcineva care dorește? Acestea fiind zise, și eu dați-mi voie să mă pronunț și eu, să fiu de acord cu serviciul de, nu neapărat de contabilitate, și celălalt serviciu, apropo de, de încasări și de celelalte, cu toate că știu că este... Serviciul de impozite, de impozite și se face parte din biroul financiar contabil. Impozite, deci stații, împreună cu, da. Și achiziții publice. Pentru că știu, nu întâmplător știu, cam ce, cum se petrec lucrurile acolo și ce se suportă, dar ăsta e serviciu și trebuie făcut așa cum trebuie. Da. Supun la vot ambele puncte. Repet, ambele puncte. Cine este de acord? Mulțumesc, împotrivă? Nimeni.
Mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul numărul 3, domnul primar. Vă rog frumos. Eu pot să mă retrag. Și vreau să-i mulțumesc cu domnul Chenciu, pentru că în 26 de ani de când lucrez la primărie, cred că sunteți, a mai fost odată apreciat serviciul financiar contabil de domnul Jipa, Dumnezeu să-l ierte. Mulțumesc, domnul Chenciu. Pentru asta vă dau un coniac mic la hai. Eu am impresia că întrebarea lui domnul Dovătaru o să-i dea peste nazul domnul Chenciu. Cu domnul Chenciu vă luă o dată, vă faceți datoria, așa? Și domnul Dobătaru a zis, cum dintr-un 1.600.000 să cheltuiți 1.700.000? Păi, ce să fac? Mai bă și eu... Asta înseamnă că am fost atent la discuții. Mulțumesc mult, bună ziua! Da, asta nu înțelegeți. Mi s-a părut o greșeală, de asta am și întrebat. Da, trecem la punctul numărul 3, domnule. Da, pentru punctul numărul 3 o să rog pe doamna secretară. Având în vedere că dumneavoastră este și șefa compartimentului resurse umane, să ne spună privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție din aparatul de specialitate a primarului. Avem primită adresa de la Instituția Prefectului numărul 1616 din 12.08.2015, aveți și în dosar, prin care la Ștefan cel Mare avem 5 posturi. La poliție, serviciu poliție locală, potrivit punctului 3 din anexa la ordonanța 63/2010 și 3 posturi la implementare proiecte din fonduri externe nerambursabile, care aceste 3 posturi au fost valabile până la data de 30.09.2015. Luna aceasta am desfințat și dacă vă uitați în organigramă, în statul de funcții, a dispărut compartimentul implementare proiecte. Deci nu mai avem niciun post, nu mai avem compartiment. Deci asta practic s-a modificat. În rest, statul de funcție a rămas același. Și de la instituția prefectului ne-a înștiințat că trebuie să desfințăm compartimentul, să nu mai rămânem cu niciun post. Acele posturi existente vacante până acum. Existau, dacă în statul de funcție anterior existau. Se înființează în momentul când o să avem investiții pe fonduri europene. Am înțeles. Dacă da. Avem... Sau pe perioada... Deci astea sunt temporare. Da. Da. Da, da asta s-a întâmplat. Deci, dacă avem discuții, vă rog frumos, deși punctul este cât se poate de simplu, dar totuși... Aveți statul de personal, organigramă. Da. Avem în față, într-adevăr, organigrama și statul de funcție, ne putem consulta. Deci, acele posturi vacante au existat pe perioada cât s-au derulat fonduri europene. Da. Da. Mulțumim. Trecem la vot. Cine este pentru? Punctul 3. Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni. Mulțumim. Surpriză. Da. Plăcută. Trecem la punctul 4, domnul primar, vă rog. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem unor personalități din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 36 alineatul 8 din legea 215/2001, administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc condițiile retragerii titlului conferit. Cu prilejul organizării simpozionului Art peste timp, organizat de conducerea școlii gimnaziale numărul 1, satul Negoiești, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu sprijinul direct al primăriei, de aniversarea 160 de ani de școală românească în comuna Ștefan cel Mare, propun a se aproba de către Consiliul Local acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem următoarelor personalități. 1. Arhimandrit Antonie Dumbravă, titlul primei școli în satul Bogdana, în 1855. 2. Antonio Anton, primul învățător al școlii Bogdana, în 1856. 3. Susanu Ion, învățător la școala Negoiești. 4. Păslarul Constantin, învățător la școala Jevreni. Având în vedere cele prezentate mai sus, propun a se aproba proiectul de hotărâre în formă inițiată. Vedeți că în dosar aveți și regulamentul de acordare. De acordare, spun condițiile de acordare și de ridicare a titlului de cetățean de onoare. Și pentru ce în viață și pentru da. Deci,
Să vă expun mai pe larg. Sâmbătă, la Căminul Cultural, a avut loc simpozionul Act peste timp, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la construirea, spuneam noi, primei școli în județul Bacău, dar nu este prima. Este a doua școală în spațiul rural. În spațiul urban erau deja mai multe. Prima a fost, prima școală înființată a fost în județul Bacău, a fost la Tescani. Deci, a doua școală în județul Bacău, în spațiu rural, a fost la Bogdana, ridicată de arhimandritul Antonie Dumbrava. Deci, cu această ocazie, a avut loc acel simpozion și o întâlnire cu personalități din Comuna Ștefan cel Mare, plecate în afară sau în țară, foști dascăli, foști învățători, profesori ai școlii în Comuna Ștefan cel Mare de-a lungul timpului, ce m-a nemulțumit într-un fel, la un eveniment atât de important pentru Comuna Ștefan cel Mare, n-au fost prezenți toți consilierii și chiar îmi permit să aduc critici celor care fac parte din Comisia de Cultură. Din cadrul Consiliului Local. Nu știu, domnul Dovodaru, dacă faceți parte din Comisia de Cultură. Dar de unde să știm ce organizați? În ședința anterioară s-a discutat în ședință, da. S-a discutat în ședință? Da. Da. Domnul Marisa este președintele comisiei. Nu, probabil nu v-a făcut cinste să vă întâlniți cu foștii dascăli, n-ați avut ce povesti de... Dar după cea mare plăcere și onoare, dar cum să vedem? Dacă n-a fost un proiect, n-a fost... Dar nu trebuia proiectul. Atunci, dar o invitație. Dar vă spun... Cine a făcut? Cine a organizat? Haideți ca să vă spun. A fost invitat domnul director de la Spitalul Municipal, domnul Brânzaniuc. Păi a fost invitat, da? Da. Dar noi de ce n-a fost invitat? Și dumnealui l-a invitat, la rândul dumnealui, pe domnul Marin. N-am ce căutat eu acolo. Haideți să nu ne dăm după ce... Dânsul a lipsit atunci când a anunțat domnul vice. De aia nu știe. Că dumneavoastră s-a anunțat. Am anunțat la ședința anterioare, s-a anunțat de 17. Ați fost, v-ați lipsit tot, dar chiar atât. Nu, dar ședința trecută a fost. A fost, da. A fost, tot a fost. Da, dar știu că l-a anunțat. Nu mai contează. Da. Deci... Da. Vă rog, discuți. Este un punct foarte interesant, foarte frumos, consider eu, și la care cred că avem ce să mai adăugăm și mai pentru toți cei prezenți aici. Noi suntem nepoții, copiii și cei prezenți în vârstă de acum ai școlii românești din localitate, din Ștefan cel Mare. Vă rog, la discuție, cine dorește. Da, domnul Zlotu, vă rog frumos. Vreau aici la titlul aeronutalii caracteristici, articolul 4 din regulament. Este personal și nu știu cum poate fi personal decât dacă trebuie cu numele lui dânsului, că nu mai sunt în viață, bănuiesc. Este netransmisibil, dacă nu mai e în viață, nu mai e transmisibil. Și conferă drepturi titularului. Ce drepturi conferă? Care vă rog, nu-i dar nu-i poți multe răspunde. Asta e. Da, la general. Lăsați-l să dea răspuns. Dacă ați observat, am spus aceste titluri se acordă post-mortem. Dacă îmi arată și o diplomă. Dacă era să fie în viață. Păi și cine le primește? Dacă le cuile mânați pe noastră, le mânați. Se păstrează la școală, la bibliotecă, sau la mănăstirea Bogdana. Se spune că toate regulamentele, că primarul mânează titlul. El mânează la vici, primarul în arhivă. Primarul de pune la... Le dă la Comisia de Cultură, din cadrul Consiliului Local, acum nu Ștefan cel Mare. Le depune la muzeu sau la bibliotecă sau la...
biserică. Da. Bun. Dacă mai aveți ceva, domnul... Nu. Mulțumesc. Da, domnul Sârghi, vă rog. Vreau să întreb dacă aceste tipuri presupune și ceva material. Deci sunt onori. Nu, onori. Aici, domnul... E o diplomă, e o mențiune undeva, niște documente și... De acolo decurge și întrebarea domnului Zlotu. Are legătură. Păi cam acolo, da. Băi. Da. Dacă ar fi fost ceva, cred că s-ar fi întrebat către o școală, dacă ar fi fost ceva material către biserică. Da. Mănăstire. Domnul Kenciu, vă rog frumos. Domnilor consilieri, pe unul din cei enumerați aici, l-am cunoscut. Eu am să încerc să aduc câteva elogii domnului Susan. De ce spun asta? Pentru că am avut ocazia să vorbesc cu copiii lui. Deci eu nu l-am cunoscut. Nu. Dar am înțeles că a fost un om deosebit. Printre lucrurile deosebite care le făcea, pe lângă faptul că era un bun dascăl, a învățat pe mulți copii să altoiască pom. La lucrările practice se interesa de oameni nevoiași și cu școala, cu elevii, îi aduceau lemne cu brațele pentru iarnă. A treia chestiune. Deci, din surse sigure, el a fost și membru corespondent a unui biblioteci de valoare din Roma. Era cunoscător de limbi de mare circulație și era membru corespondent al unei biblioteci din Franța. Era un om simplu, se îmbrăca în național, iar când a cerut audiență la santitatea sa, Paul al nu știu câtilea, s-a dus îmbrăcat național. Și înțelegând că regula era să mergi în genunchi, o porțiune de teren. Și papa de atunci, când l-a văzut îmbrăcat în național, l-a întrebat, băi, tu de acolo, ești român? I-a vorbit în limba română papa. Iar el i-a răspuns într-o italiană perfectă. Deci sunt noțiuni care pot contura personalitatea unui om, chiar dacă este și post mortem. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dacă mai lăși, domnul vice, să dacă dar până atunci am să-mi fie permisiunea. Nu neapărat să fiți ultimul, dar și cu mai multe de spus, da. Domnul consilier, mi-aș permite să mai completez pe domnul Kenciu. Avem o vârstă apropiată vis-a-vis de a-l putea cunoaște pe fostul învățător Susanu și de la care noi atunci, copii, spuneam din nepoți, mama mea, Dumnezeu să o odihnească, i-a fost elev și multora de aici, cred că i-a, părinții a fost elev. Și vedeți dumneavoastră, acel dascăl, atunci se spunea dascăl, învățător. Vedeți dumneavoastră, ținuta morală a unui om, care ce efecte pozitive are în timp, spunea domnul Kenciu, printre altele, că acei copii i-au urmat exemplu tatălui și iată, au ajuns oameni utili societății. Spun astea vis-a-vis de exemplu, pentru că societatea românească, școala românească, de acum, din momentul ăsta, nu din Ștefan cel Mare, nu din județul Bacău, din România, din țara noastră, trece printr-o perioadă extrem de nefastă, extrem de nefavorabilă vis-a-vis de educația morală. Și n-aș spune prea multe. Dar să știți că de morală ducem lipsă în ziua de astăzi. Ori dacă școala, n-aș face-o responsabilă atât de mult,
dar are o parte de răspundere, școala în general, pentru ceea ce este și s-a ajuns acum. Și celelalte instituții au responsabilitate, mă refer la biserică. Și nu în ultimul timp aș spune familia care trebuie să fie și ar trebui să fie cea mai responsabilă pentru ceea ce s-a creat vis-a-vis de școală și de educație și în primul rând educația morală, pentru că celelalte laturi, vedeți, vis-a-vis de capacitatea și dotările intelectuale a fiecărui, asta țin de alte, de alte posibilități. Dar să revenim la ale noastre. Vedem în fie, și mă lung și încerc scuze că mai răpesc ceva timp, vedeți dumneavoastră ce urmări au acele exemple negative și din perspectiva a prezentului atât de negativ pe care îl consider eu groaznic. Sunteți mai tineri, să vă dea Dumnezeu sănătate și la toți să ne dea. Dar să știți că vor apărea efecte care vor fi greu de suportat și de depășit. Eu m-aș bucura să fie numai acestea, dar vor fi și altele mult mai grave, care ni se datorează în cea mai mare parte, repet, nouă tuturora. Așa cum am spus, și în primul rând familiei trebuie să fim foarte responsabili de acest lucru. În condițiile în care numai un singur lucru aș putea să vă spun. Dacă în 4 ani de zile am întrebat la școală, domnule, în 4 ani ai fost la școală să intereseze copilul dumitale, ce face, cum face, cum este? Nu, domnule, e treaba școlii. Este ceva care te dărâmă, efectiv te dărâmă. Și nu fac morală nimănui, nu fac morală mie ca și la ora actuală, ca și bunic. Atâta timp cât un părinte își permite un lucru banal, să pună capul pe pernă seara la ora 10, iar copilul lui, poate în clase primar, sau nu este lângă el și nu știe ce a făcut în acea zi, ce a făcut la școală, ce are de făcut în ziua de mâine, nu are dreptul să se numească părinte, să știți. Îmi pare rău, poate sunt prea dur, dar nu are dreptul să se numească părinte. De asta spun că, și acum trec la ultimul punct și... să știți, cine a fost cu această inițiativă, mari merite are vis-a-vis de acești oameni. Pentru că dacă trecutul care a fost atât de curat, dacă trecutul care ne-a învățat atâtea lucruri multe și utile vis-a-vis de demnitate și moralitate, nu le scoatem la iveală, nici măcar în condițiile de acum, unde suntem, să știți că este și mai regretabil, și mai grav pentru noi. Așadar, trebuie să avem cei prezenți, trebuie să avem grijă, să avem grijă de cei care au fost și ne-au fost profesori. Dacă și mai eu și mă prelungesc câteva secunde, vedeți dumneavoastră, eu vorbesc de mine acum, să nu luați ca o laudă, bârfiți-mă, nicio problemă. Dar acei dascăl din primele clase, i-am avut la inimă și ei voi avea și chiar dacă sunt mormânt ei, pentru că am învățat de la ei un Nica, un Ivan, un de la Rădeana, Stan și mai știu câți alții, Dumnezeu să-i odihnească. Ei au fost niște repere pentru noi. Trebuie să ne fie niște repere. Da. Mulțumesc foarte mult și domnul consilier Cercel vrea să ne lăsăm. Domnul coleg, aș vrea să spun ceva numai pentru domnul Susanu. Chiar dacă domnul președinte Valeriu Matei și-a spus că noi ăștia mai tineri, mă rog, nu prea știm, practic, de ce știu? Știu multe de la bunicul meu, da, domnul primar, de la bunicul meu, care avea 100 și dacă trăia și taic, n-are 80 de ani. Tatăl meu a fost învățător. Foarte bine că e băgat acum, cam târziu, cine a fost domnul Susanu, să nu uităm că a vrut să facă și dispensar și mai multe, deci au vrut să facă în Comuna Ștefan cel Mare Spital, pardon, dispensar, n-am greșit, mă scuzați. E târziu, elogia, dar e bun și acum, și cred, nu știu, cred că e inițiativa domnului primar, cred că da. Dar să nu uităm suferințele pe care au trecut domnul Susanu, care trebuia spuse, cred că e după 90, când... Efectiv, nu știe nimeni unde am murit și cum am murit. Deci aici sunt niște probleme care... Aici e foarte bine, pentru că i-ați
scris pe așa să elogia. Pe restul nu, nu știu, dar pe domnul Susanu, măcar din, de la bătrâni. Mi-a plăcut foarte mult poveștile bătrâne povești. Povești adevărate, bineînțeles, nu, nu față și, într-adevăr, a fost un om deosebit. Vă mulțumesc. Spun cei care au fost martori, ridica târna copul și cânta deșteaptă-te român. Da, vă mulțumesc, domnul consilier, nu o să se spun. A murit în penitenciarul Bacău. Becele se vorbește. Așa, și prin anumite intervenții a reușit să-l scoată și l-a mormântat în Bacău. Foarte bine că eu măcar și-a găsit locul de odihnă acolo unde trebuia, în final. Domnul consilier Zlotu, da. Este o onoare pentru Comuna Ștefan cel Mare de a avea în rândul cetățenilor și al asemenea personalități, merită pe deplin titlul de cetățean de onoare toți cei care sunt enumerați astăzi. Referitor la domnul profesor învățător Ion Susanu, pot să spun că biblioteca din Comuna Ștefan cel Mare poartă numele. Și este o mândrie că am avut unul din oamenii cei mai apreciați în timpurile acelea, Nicolae Iorda, fiind unul dintre profesorii și care, într-adevăr, ținea o legătură directă cu domnul învățător Ion Susanu. Acestea sunt. Da, mulțumim, domnul consilier. Dacă mai este, dorește cineva. Mulțumesc, domnul președinte. Nu știu cum să încep, că foarte multe probleme le-ați enunțat dumneavoastră, le-ați subliniat, însă eu am participat direct la acest act de însemnătate deosebită, însemnătate istorică, de vreo, din comuna noastră. Ne-am implicat, alături de primar, de organizarea acestui simpozion, că așa se numește simpozionul ARC peste timp, și am dat cât am putut concursul și în ziua de 17 octombrie, asta fiind sâmbătă, s-a derulat acest program care a fost foarte frumos. Asta este sistema școlii Ștefan cel Mare, gimnazială numărul 1, Negurești. Îmi pare rău că ați avut pretenții să vă invităm special. Dumneavoastră sunteți aici pe aceeași lungime de undă. Noi nu am anunțat, ne-am făcut datoriu, deci a venit și domnul. Vă salut! Bună ziua! Scuze că... Și cu acest... Am avut prilejul. Să inaugurăm și sala Căminului Cultural, pe care aș fi dorit să o vedeți cu toții, care a fost foarte pregătită și arăta ca un adevărat muzeu. Prin grija directoarei noastre a cadrelor didactice s-a pavazat foarte mult sala cu obiecte și straie și soale țărănești, ca să zic așa, iar băiatul ginerile lui Ticu Chelaru, fostul consilier, a făcut o frumoasă expoziție de tablouri și a completat și a înfrumusețat sala. A fost prezentă televiziunea locală Onești, în persoana lui domnul Eugen Umbreanu, căruia îi mulțumim și în aceste momente. Este publicat și pe internet. E da, vă căutați pe calculatoare, găsiți exact desfășurarea. Domnul, a fost un act deosebit, la 160 de ani. Nu știu dacă în trecut s-a mai sărbătorit, s-a mai organizat. A fost odată organizat chiar la școala Bogdana, când trăia doamna Hârlea pe atunci. Și cu acest prilej s-a hotărât Consiliul de Administrație. Sigur că s-a implicat foarte mult profesorul Iepuri
și a pregătit. A venit un sobor de preoți care a făcut slujbă de pomenire în cele din urmă acolo. Și vă spun că a fost un moment păcat că l-ați scăpat. Cu acest prilej am adus aceste diplome post-mortem, nu trebuie comentate, că Antonie Dumbravă, primul titor a școlii, printre primele școli din județul Bacău, arhimandrit Antonie Dumbravă, fost pe atunci stareța Mănăstirii Bogdan. Eu am aici un document, sunt oarecum, nu mă laud, sunt oarecum bine documentat, uitați aici, scurt istoric al mănăstirii și satului Bogdan. Îl culeg de ani de zile și îl prospătez cu ajutorul altora. Așa, am să vi-l arăt și pe Antonie Dumbravă, care nu mai până la jumătate, așa, care trebuie să bucure acolo unde este, sau să bucure cetățenii cu urmașii lui de acordarea acestui titlu, care n-a făcut un nimeni până acum. Antonie Dumbravă, vei sublinia domnul primar, Antoniu Anton, primul învățător după ce s-a titorit școala Bogdana, Susanu Ion, care l-ați elogiat aici, învățător în școala Negoiești, Pâțlaru Constantin, școala Jevreni, s-a acordat această. De altfel, pentru cadrele didactice, actuale și foste cadre didactice, prin grija primăriei, prin grija colectivului, s-au înmânat aceste diplome celor care au slujit școala românească în comuna Ștefan cel Mare. A fost un moment deosebit. Repet, îmi pare rău, nu știu dacă trebuia neapărat să dăm invitații speciale. Am invitat oamenii care au ajuns în structurile societății, care au fost elevi aici, nu s-au prezentat, că la distanțe mari, totuși, cadrele didactice din Buciun, din Rădeana, din Răcăuț, din Jevreni, au fost prezente și s-a bucurat. Sala Căminului Cultural a fost plină. Mărturie sau imaginile care vor fi transmise de televiziunea locală. Ce să spun, este un act deosebit. Cinste celor care l-au organizat, l-au susținut. Este un act care va rămâne în istoria comunii, care trebuie, așa cum sublinia domnul Mateș, trebuie să-l știe și copii. Și nu vă mai spun că a fost organizat un frumos program a elevilor și școlarilor de la școala Negoiești, pe specific momentului. Deci nu aveți motive să spuneți la o palmă din loc, eu acum nu-l critic pe Boienaru, dar stă la o palmă din loc. Nici n-am fost acasă. N-ați fost acasă? Nu. Mașini parcă era cu unii acolo, așa era parcarea plină. Ei, oricum eu mă bucur ca cetățean, sau ce calitate vreți să-mi acordați, mă bucur că am trăit să văd acest eveniment și Căminul Cultural va trebui în continuare să fie casa noastră de cultură a comunei. E bine și cu acest prilej vreau să-i mulțumesc și domnului primar, nu-l laud, că s-a ocupat, l-a mai bătut și eu la cap, hai să facem căminul. Eu propusesem să facem inaugurarea Căminului Cultural, un bal mare de ăla tradițional, cu muzică, cu fanfară și cu acordeoane, să anunțăm bal organizat la de primărie și. Dar o coincis acest moment și este foarte bine că a început activitatea Căminului Cultural, care necesită, cum spunea și domnul primar, necesită încă mulți bani și multă preocupare. Din acest motiv mă declar pe deplin mulțumit și sunt de acord să li se acorde acestor oameni de acum 160 de ani, 100 de ani, 80 de ani, să li se acorde această diplomă de merit, de cetățean de onoare post-mortem. Chiar dacă nu mai e nimeni din familie lor, dar unii chiar mai au ceva din familie, dar le vom păstra, dar prin niște documente, vor căpăta valoarea lor istorică în timp și le vom păstra la biblioteca Ion Susanu, la școala gimnazială numărul 1, dar de ce și nu, și la primărie să existe pe un hol niște. Da. Vă mulțumesc mult și mă scuzați că m-am gândit cu vorba. Da, mulțumim, domnul Vici. Și două cuvinte. Numai puțin. Eu mulțumim și am văzut, mă rog, documentele care le țineți, le păstrați din timp și le puneți la dosar.
foarte bine faceți, felicitări. Și care mai deținem ceva documente și aia, haideți să le punem la locul lor, ca și cei viitori să știe despre noi că am existat cândva și am făcut ceva pentru viitor. Știți ce, domnul Matieș, eu mă bucur alături de dumneavoastră că trăim acest moment, acum, la acest timp, trăim acest moment să sărbătorim acest eveniment istoric. Chiar trebuie considerat un eveniment istoric în viața, activitatea școlii și a comunii Ștefan cel Mare. Mai sunt și alții, domnul... Deci, eu sau domnul? Nu, eu vezi un domnul, că eram aici, vreau să mă iau. Deci, pe felul cum a fost prezentat acest eveniment și cum s-a și desfășurat, cred că a fost o lipsă. Eu consider că ar fi fost necesar și o afișare prin localitățile care aparțin cu Comuna Ștefan cel Mare, având în vedere că au fost acțiuni care vizau mai multe persoane, care știu despre persoane, eu nu știu. Da? Cred că ar fi fost, dacă a fost căminul plin, cred că ar fi fost și afară. Nu putem nu știu dacă emite aceste... Domnul Dovădar, văd că mă tare știi și amănunte, că profesorul Iepuri s-a ocupat de una, de alta. Deci nu poți să spui că nu știi că a avut loc acest, că va avea loc acest eveniment. Deci, acum, dacă îmi dați cuvântul. Vă rog. S-a discutat și în școală. Și în școală, sigur că da. La toată această manifestare culturală care s-a făcut. Deci nu am știut cu exactitate data când se face. Dar ulterior am stat de vorbă cu domnul profesor Iepuri, tot respectul pentru că am înțeles că dânsul a fost inițiatorul și deci tot un profesor, tot un cadru didactic cum au fost și cei acel arhimandrit sau domnul Ion Susanu a făcut lucrul ăsta. Și n-am știut până atunci, pe ultima zi, când, domnule, nu veniți, păi nu am știut și eram plecat. Eram la Bârladu, eu am servici și n-am știut de așa ceva. Asta a fost ca și o scuză și pentru domnul profesor Iepuri, cea mai mare stimă, pentru că a avut gândirea necesară și a putut să facă așa ceva. Și să organizeze fără sprijinul Consiliului Local, fără niciun ban de la primărie, de la Consiliul Local. Atât am avut de spus. Domnul da. Președinte, cu riscul că lungesc un minut, da, vă rog să-mi permiteți un citat din acest document care este. Vă rog. Cel mai de căpetenie lucru ce a făcut arhimandritul Antonie Dumbravă a fost școala înființată de dânsul pe terenul monastirei Bogdana, în marginea satului Bogdana, o clădire de zid cu cerdac în stilul caselor vechi românești. Iată, după acele timpuri, dă în această fotografie, școala vechi Bogdana, care nu mai este actuală, a încercat să facă ceva. Și acolo jos, pentru cine observă, se vede un călugăr da. Cu copii. Eu pot să vă dau, să o vedeți, dar am vrut să... Am prins-o, ea o îndeplinit diverse funcții această clădire, mai târziu, pe timpul când eram copilandul, îi spunea locuință, fiindcă aici veneau băieți, elevi, din Bucium și există niște documente extrase din așa, din archive. Veneau elevi de la Bucium, de la Popeni, de la Bridar, din Căiuț și din Arhie, chiar de la Unichevena. Și există catalogul, ce note primeau, este foarte frumos. Și în această școală învățau, în această. După aia, a apărut această școală, care o vedeți aici pe programul ăsta, școala de sus aici, care și acum este, ea a fost prelungită prin grija partidului, încă un corp cu trei geamuri. Și pentru asta merită toată lauda acei oameni care s-au gândit și au adus înțelepciunea în satele și în Comuna Ștefan cel Mare. Mulțumesc! Foarte mult, adevăr, aveți în... Mai dorește cineva? Vă trageți foloasele acum, măcar dacă ați avea meritul să fi o făcut dumneavoastră treaba asta.
Înțelegeți? Nu pretindem, domnul... Asta a făcut, ați prins și vă trageți meritul. Asta nu e chiar normal. Meritul trebuie să da, nu, tragă bine, parte de persoanei. Să mă bucur eu așa, o satisfacție. Da, limba apostrofați, le faceți în continuare așa, ca să bine. Nu mai țineți încă vă 5 ore. Da, da. E părerea dumneavoastră, mă rog, da. Da, e părerea mea. Absolut, sigur. Înainte de a trece la ultimul... Ia să din baza Consiliului Local ca să-și dea părerea. Da, da, mă rog. Înainte a trece la ultimul punct, la diverse, am o cerere. Și să discutăm pe aceea, pentru că atunci la sfârșit cu diversele ne întâlnim. Da, exact, ultimul punct, nu, punctul numărul 4, mă rog să spunem noi, cine este pentru? Deci toată lumea și e normal să fie așa, mulțumesc. Deci, spune aici, subsemnatul Savin Florin, domiciliat în Comuna Ștefan cel Mare, sat Bogdana, Cătun, Livada, vă rog prin prezentea să-mi aprobați concesionarea unui teren în suprafață de 16 metri pătrați în fața domiciliului meu pentru construcția unui garaj autoturism. Vă mulțumesc. Eu cunosc locația exact, cine o cunoaște, cine nu o cunoaște. Și eu, dar ai făcut garajul cu garaj. Că-i făcut garajul, nu vreau să vă rog, la suprafață. Eu m-am referit la suprafață și unde e lor locația. Vrea să fie în regulă, să plătească o concesiune, probabil. Da. Cine este de acord cu așa ceva? Sunteți de acord? Eu sunt. Împotrivă cineva? Mulțumesc. Trecem la ultimul punct, la diverse, dar vă rog să vă înscrieți în ordine. Cine este? Da, da. Am înțeles. Altcineva? Domnul Sărghi, vă rog. O problemă. Lemne târâși prin sat. Deci la Rădeanu a adus cineva stoica cu tractorul. Un lemn l-a adus până o omoră tot barasul, cea la care l-o... După ce aștept nu-s ratul. Da, de... da, da. Cred că și acum e acolo lemnul. La tic, până acolo l-a adus. L-a stricat și pe drum prin mână. Deci, nu știu, cred că e o măsură care trebuie luată, să nu mai vină cu lemn târâș în... Poate când s-o asfalta, poate o merge târâș mai bine, dar acum dacă o stricat tot balastul cealaltă, tot ceva asemănător cu... E pe jdodină, cum zice la Rădena, piedică la roți, cu roate, nu cu cauciucul cele care se învâneze, cu lanț. Talpar. Cu talpar. Și-o făcut iar la fel. Hogașe pe... Acum văd că domnul Manulache, firma care se ocupă, balastează. În fine. O altă problemă. Vagonul care e acolo la... Aia, mutat. Mă, l-o împins cu un utilaj, deja l-o dezmembrat un pic. Deci, peretele care e spre drum, deja s-a desprins din tot. E, sau era, nu știu. Dar datorită lui, numai l-am împins un pic. Vedeți că drumul e deviat. Deci, nu știu, ori dus acolo, găsit un loc unde să fie pus mai bine. Ala cât de curând o să-l luăm, să vedem da. Cum o avea posibilitatea să facă. E vorba de o macara, mi-am dat seama că trebuie un utilaj. Aseară, la Bogdana, a luat foc casa lui Bilu. Azi dimineață. Azi dimineață. Da. Și a rămas pe drumuri. Și mai aveam un caz la Gutinaș, la Costi Cavran. Da. Și avem cele două vagoane. Nu-i lați de-a lui Toderel? Este de-a lui doilea. Altul. Și ăla care-i dat lui Toderel, dar Toderel nu stă în el. Stă. Toderel nu stă în el. Nu stă în el. Da, vedem. Dacă stă în el, o să rămână la el. Dacă nu, o să-l luăm și pe ăla și pe ălaltul și dăm la Bogdana și la Gutinaș. Udin. Da. Și o problemă iluminată. Întâmplarea face că la mine în poartă. Dar acolo e stație de autobuz. Acolo opresc microbuzele și pentru copii. Nu știu. Și... deci nu ard becurile alea de găuși. Unul fulfâie. Deci ei dimineața îi dorpind unii copilași. Vin la microbuzul care îi aduce la școală. Așa seara, când vin tot în tine. Deci dacă nu mai avem timp săptămâna asta, săptămâna cealaltă, vă promit că în toate satele o să fac o revizie la toate lăcurile. Și să fie însoțiți. Dacă mă solicitați... Deci mai suplimentăm și lămpi. Da? Dacă mă solicitați, să particip cu ei, că eu știu exact unii sunt,
Da, că doar știți cum se procedează. Se aprinde lumina și se fixează stâlpul, cu creată se fixează stâlpul care are probleme. La Rădeana știți că sunt ulițile alea care sunt unde și ei nu știu. Da, bine. Da. Deci când o fi, dacă e necesar, mă solicitați și eu merg împreună cu ei și... Dacă nu-i prea mare derajul, vă solicităm. Dacă n-a fost până acum, cred că nu o să fie nici de acum în porcă. Mai aveți da, ceva? Mulțumesc. Da, da, domnul Cercel, vă rog. Domnul primar. După sângea satul numai de cerință, noi vă cerim. Dacă s-ar putea în cărtunul în Gârbăvană acolo, de la Porba Vale, s-o cam, în etapa de la gas, s-o cam surpat omul. Dacă puteți, nu balastru, ceva sort, mai cum e pe pripor. Unde? De la priporul mic, la data la deal încolo, să nu avut șanță. De la port, da, să nu dar balastru nu, balastru degeaba, la ducem ca la... La spală. Să-l spală. Tot ceva cum am pus pe pripor. Când s-o putea. Dacă să fie până în iarnă măcar, am aici, nu, na. Să nu se supere domnul Marin, că o să ducem acolo. Dar să vină să vadă ce e acolo, deci nu se supere. Na. E șansă, deci e șansă. Măi, șansă, o forma șansă chiar pe mijlocul drumului. Iată. Nu e de supărat. Să vină că normal să te consiliere pe toată comună, să te consiliere numai pe sat, nu? Corect. Da. Atât, vă mulțumesc. Domnul Bonta, așa era înscris, vă rog. Domnul consilier, în primul rând, vreau să-mi cer scuze că am întârziat, pentru că am fost programat la spital, la policlinică, să-mi scoate niște fire. Am avut un accident și trebuia să-mi scoate alții fire și nu puteam să neglijez. Așa, în ceea ce privește problemele care le-am depus, în primul rând, aș vrea să-l întreb pe domnul primar cam pe când se preconizează să dea drumul la apă, pentru că mai sunt niște probleme la noi. Văd că se lucrează, am văzut că a adus transformatorul astăzi. Da. Și se lucrează. La noi sunt mulți oameni care nu și-au băgat rubinete în capul furtunilor. Deci s-au racordat la conducta principală, dar la conducta... Și nici a făcut branșamentul. Păi, domnul Matiaș a făcut. Domnul Matiaș... Trebuie montate... Deci, o să ia legătura. Da, da. Și era vorba că în jurul 26, până pe 26 octombrie, să fie gata lucrarea, efectiv gata lucrarea. Ca să putem să facem punerea în funcțiune. De Sfântul Dumitru. Păi da, ca să știm că trebuie făcut o verificare, sunt mulți bătrâni din ăștia care ei nu-și dau seama și când o să dea drumul la apă, dacă n-ar niciun obinie. Nu, nu, dar până atunci domnul Matieș o să... Montăm apometri, da? Montăm tot. Da, da. Și ca să... Apometru ventil și exact, după omul... Exact. Da, trebuie. Dar, toată lumea... Mai sunt și care, așa, care au băgat apă prin altcineva. E problema lui, e problema lui. Păi, nu, 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 trebuie verificat tot. Dacă vor și ei apometru... Da, bineînțeles. Eu mă refeream la altceva. De calitatea lucrării... Nu, dar e bine, ce rugăminte am eu... Aici s-a antrenat un pic consilierii de pe Vișoara și după Rădeana. Să-mi faceți niște tabele cu toți cei care sunt branșați. Efectiv. Da, 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 da. Eu de obicei am mers cu domnul Matias mereu și știu care, dar sunt unii care au băgat cu echipaia lui Lazar, cu alu Doria. Și pe jemne. Și nu-i știi? Mai știu o parte, dar o parte... Și nu-i puteți afla? Ba, da, i-a afla. Dar chiar vă rog, asta... Dacă, chiar așa, și când o să merg, atunci dânsul îmi spune. Da, deci, cât mai repede. Cât mai repede. Cât mai repede. Da, da. Trebuie făcută verificarea. Dacă ne înființăm și serviciul ăsta de alimentare cu apă, public, de alimentare cu apă, trebuie să avem o evidență strictă asupra celor care sunt branșați. Da. Mai sunt unii care... Tot consumul de apă este consumator de energie. Dacă nu se știe... Da. Plătește costul primărie. Așa, în altă ordine de idee, aș vrea să spun cu drumurile astea, dacă se mai poate repara. Da. Deci da, știți, când a avut o lună și când s-a rectificat bugetul cu cei 370 de milioane vechi pentru întreținerea drumurilor comunale, am făcut un tur de comună și este Vișoara, de la continuarea asfaltului, o parte din Ciopești, că am fost până la ultima casă, o parte din Ciopești, e pe Livadă, pe Bogdana, și pe Gutinaș este nevoie pe drumul care duce la biserică. Nu o să ne ajungă bani, dar o să facem o limită a posibilităților. Acum s-o mai invit și la Negoiești, la Gârbovana. Da. Măcar strictul necesar, așa, nu-i mai rău.
Unde e mai rău, da. Măcar drumurile principale. Nivelez, așa. Da, da, da. Ar fi bine, cum să facem, să luăm legătura cu domnul primar, mă depare și drumul ăsta de la poarta 2 din Bacelou. Pus acolo niște porcări, s-au dus. Primarul de Băniș. Da. Aparțin de Băniș. Haide, căpul. Ia. N-are ce ne discuta, e un dezastru. Puteți organiza... Ai spus o soluție până la urmă, dar vedem... Măcar un autogrid sau și ne oferim mandatul următor, poate... Nu face nimic cu autogridul, nu, da. Până nu se mai șubalastează cu autogridul, acum să scot, tot să scot bolovan, să scot bolovan. Acolo bine ar fi o mașină de tocat tot... Ac și de beton. La beton. Și acolo, dar ne-a spus așa de... Aici, zici, până în pod. Până în pod, nu. Între beton și pod. Între beton și pod, acolo este cazul ăsta. Domnul Zlotu era la rând, vă rog frumos, da. Domnul primar, acum câteva timp în urmă, am adus la cunoștință dorința unor locatari de la blocul Grăi, care posedă niște pământ, au niște clătiri pe ele și vor putea schimba părinte. Da. Și ați propus atunci formarea unei comisii, să meargă fața locului, să vadă a cui teren, e al nostru, se poate, nu se poate. Și ei m-au întrebat ce s-a mai întâmplat de atunci. Să facem o comisie, mereu să vedem. Sunt unii vor să plătească, alții vorbesc cum să plătească. O fi împotrivit. Dacă tot aveți posibilitatea să luați legătura cu ei, da. Să vină să solicite, să facă cere. A cei care îi solicită... Deci care au, care dețin. Toți dețin acum. Toți, să vină să solicite suprafața ca pe care o ocupă și după aia facem comisia. Acolo trebuie să facem un cadastru. Facem un cadastru, după aceea delimităm la fiecare. Da, da. Oricum, concesiunea nu se poate face fără măsurător tot. Fără cadastru. Vedeți, solicită 16 metri pătrați. Mai mult o să ne coste cadastru decât plata concesiunii. Da. Păi e cam mic. Mulțumim, domnul Lăutaru. Domnul primar, am o problemă, un vecin, nevasta lui de el, Mioara, ar vrea ca să tragă și ea apă, să poate racorda și ea la rețeaua de apă de la Rădeana, ea aparține din municipiul Onești. De la Onești. Să facă treaba de sub, să treacă și ea. De la Onești. Deci de la Onești, da. Așa. Sau dacă vine cu avizul de la drumuri naționale. Dar este făcut o țeavă după timpul... Este făcut, numai să se înțepe în țeava aia și să-și facă undeva o... Da, e moartă. Un cămin. Aia e moartă deja țeava aia. Nu, scoate pe aia și pe aia altă. A făcut tata cu Neanelu Zlotu, cu cine au făcut pe timpul lui Ceaușescu și este o conductă. Și pe aia se poate băga alta. Deci o conduc așa, la dimensiune de 12. Se poate băga altceva. Dacă este bunăvoință, se poate, dacă din partea primăriei. Nu e vorba de bunăvoință, nu intervine. Deci dacă putem... Dacă era chiar atât de amatoare, putea să vină cu o solicitare la primărie. Că păi da, deci solicitarea a făcut-o pe mine. Nu pe tine, nu, pe hârtie. Are să vină și pe solicitare. Aparțin de altă administrație locală. Vedeți, ca să primească și un răspuns oficial. Eu știu ce îi spune domnul Dovădar. Da. Exact ce mi-a spus asta. Vine casa Rujderu. Și are să vadă și pe internet acum. În altă ordine de idei. Iluminatul public de la Ron. Ce se întâmplă acolo? Deci nu arde pe timpul nopții. Sunt ceva probleme. Sunt... Da, pe timpul zilei arde? Da, probabil, dar este soarele, nu? Dați-ne și nouă explicații sau ce vor să... Să mă uită pe internet. Dar eu am mai spus asta, dar... Păi nu știu, eu nu eram... Din cauza absenteismului. Deci eu am spus destul de clar, la Rom, până când nu se branșează toți la rețeaua electrică, nu mai dăm drumul la iluminatul public, deoarece ei se leagă pe iluminatul public. Înainte de a face o modificare cei de la E.ON la rețeaua de joasă, ei se legau de pe iluminatul casnic, pe consumul casnic. Ei,
Cei de la EU însă au îmbunătățire a rețeaua și au făcut niște adaptări, nu știu, au acum 1000 de kilowatți. De volți. Așa. Și nu pot să mai să branșeze, să mai lege la rețeaua lor. Dar tot cei, bănuiesc că tot cei care au făcut lucrarea pentru EON, i-au învățat să lege pe iluminatul public. Și seara când s-a prindea iluminatul public, aveau și lumină în casă. Și tot de la Romi, tot de la Romi am aflat, chestia asta. Că cei care erau branșați corect, așa, aveau ciudă pe ceilalți. Că lor le vinea factura de 1,2 milioane și ăla consuma mai mult și nu plătea nimic. Și n-ai cum să-i disciplinezi, ca să, ce măsuri să iei împotriva lui, că l-ai găsit agățat de iluminatul public. Așa că am renunțat la iluminatul public. Da, și plătea primăria. Păi, dar normal, plătea primăria. Da. E corect. Vreau ca să vă întreb, n-am acces la la proiectul de la șoseaua de la Rădeana. Acolo nu aveți acces. Nu trebuia... după ședință, acum de ce spuneți nu aveți acces? Nu trebuia acum, de... acum, după ședință, mergeți și vă pun pe masă. Eu știu că trebuia decupat din șosea, nu se pună balastul peste, că vine cu șoseaua să vină la nivelul gardului. Se ridică cu șoseaua, vă dați seama. Eu, dar acolo... unde știai că trebuia așa decupat? Am văzut în alte părți, de exemplu la Conț, acum când s-a făcut, s-a luat 10, 12, 15 centimetri din fosta șosea, din fostul drum, s-a rașchetat, s-au încărcat în mașini, ce-au făcut cu ele, nu știu, ca să vină șoseaua tot la nivelul normal. Nu să ne mai ridicăm iar cu 15, 20, 30 de centimetri în sus, când ne vine șoseaua la nivelul gardului. Mai sus? Da. Și pe urmă mai vine iar și șoseaua și mai sus. Vă dați seama. Chiar combinare bună cu drumul național, te referi acolo și... Da, eu vorbesc de la mine, dar am văzut și în alte părți mai sus, tot cam la fel. Deci se ridică cu șoseaua... Nu rămâne la nivelul care a fost. Deci iar pe rol după ședință să vii, să spun proiectul la dispoziție. Nu spui că n-ai acces. Oricine da. Și un cetățean al comunii, dacă vrea să vină să studieze proiectul... Degeaba mă uită el, dacă nu sunt din meserii... Păi eu și atunci, de ce spuneai, Matale, că n-ai acces? Dacă habar n-ai să te uită la informația asta. Nu știu... Îmi vine șoseaua mai sus, îmi vine la cumpătarea gardului. Dar este memorul justificativ în care să spun toate lucrările și să spun pe înțelesul tuturor. Să scrie, nu să desenează. Bine. Să scrie și dacă știm să citim, să înțelegem. Am înțeles asta. Dar chiar te rog să rămâi după ședință să te arunci. În alt ordin de idei, domnul Bondaș, sau două ședințe în urmă, a făcut o sesizare la corbul pe Islas să fură lemn. Aveți idei cine a fost, cum a fost cu acolo, cine a furat, cine a început, dacă nu să ne dați o explicație, domnul primar. Că eu am impresia, așa am informația, că dumneavoastră ați luat de acolo și chiar o să cer poliție să ancheteze cazul, ați luat și ați dat 50 de metri cubi, i-ați vândut ca să dați 50 de milioane la biserica de la Jevreni. Este adevărat sau nu este adevărat? Nu spune ca la televiziune, fals! Fals, da? Fals. Bine. Deci informația este, am spus trei căruți, vă puteți uita, a cărat, sunt lemne confiscate aici. De la acord. De la da, dar dumneavoastră ați început acolo să tăiați, ați dat 50 de metri cubi, care ați luat 50 de milioane și ați dat la biserică la Jevreni. Nu spun că este un lucru rău că ați ajutat biserica. Domnul Vădaru, cu treaba asta. La Jevreni, domnul primar anul ăsta și anul trecut n-a dat nici... Nu, dar lăsă-l să... Când am dat bani? Păi acum, toamna asta, vara asta, când... Da. Vara asta. Ea spune acum... N-a dat niciun leu. Pentru că au fost trei căruți care mie mi-au confirmat băieții că au cărat lemn de acolo. Dumneavoastră știți ceva, dar nu știți bine, așa vă informați greșit. Dați-mi dumneavoastră o explicație atunci, spuneți dacă știți. La telefon eram în spital și domnul Marin mă suna la telefon că vine poliția să-mi ia declarații. Domnule, poate să vină, ce să-i spune la poliție?
Eu nu dau nicio declarație, că eu n-am știut că s-au furat demne. Dar el ce era? Fapt concret că s-a confiscat, nu? Dar sunt trei căruții care au fost confiscate, doamne, de la Pătinata, de la Gura Văii. Da. Și atunci cu cine? Nu, dar căruțile sunt din Jăbreni, care au cărat și pe urmă le-ați dat dumneavoastră câte, câte o căruță pentru că v-au făcut transportul. Cum? Mie? Da! V-au făcut transportul, au adus lemnii, să-l încarci ăla, să-l dați la biserică. Cum poți să spui așa? Cum poți să mânti să faci? Da, este pielea, el al blondul și cu încă unul. De ce mi-au spus, da, domnule, așa este? Ci, cine este? Da? Pielea ăsta... Ăla a furat. Așa. O adus el vreun lemn la jardin? Da. O adă la aici, domnule. Da, o să... Da, domnule, că îl sunt pe părintele Ianache acum. Dar nu a dat niciun lemn. Noi am adus din pădurea. Asta vreau să văd o explicație. Să văd o explicație, dacă este așa sau dacă nu este așa. La biserică, eu să cer organelor de anchetă să vadă dacă este așa, că eu am informația, să vedem dacă... Domnule Otaru, noi avem 6 hectare de pădure, parohia Jăbreni are 6 hectare de pădure și s-a dat... S-a adus lemne de la pădurea parohiei, nici de când de. Eu nu spun că ați făcut rău, că ați ajutat biserica, sau că trebuia să treacă pentru un ședință de Consiliu Local. Cu ce, mă, părinte? Să motivăm. Sunt într-o ședință de Consiliu Local și o să dau pispică telefonul. Vă rog să spuneți dumneavoastră ce lemni s-au cărat din islazul de la Corbu și s-au vândut în contul meu și eu am dat 50 de milioane la biserică. La Jăvrien. La Jăvrien. Nu, nu există așa ceva. N-am spus niciodată. Nici informație eronată. Nu a fost vorba de așa ceva. Dumneavoastră să-mi dați mii bani. Părinte, de când sunteți dumneavoastră la Jăvrien, ați primit vreun ban de la mine? Dar în numele meu personal. Nici pentru pomieri. Da, bine. Bine, părinte, bine, mulțumesc. Au auzit și consilierii. Bine, bun, trei sănătate. Bine, trebuie să clarificat, să nu mai vorbească lumea aiurea. Dar nici nu mai luăm voi de bază niște astea, băi, domnule Dohota. Dar tu ce ai crezut acum că... Auziți? Ați văzut cum să uită lumea la, așa știi, la ședința Consiliului Local și vedea a furat o furat lemne de la... Nu le-a furat, le-a dat pentru biserică. Deci asta nu e un lucru rău că ați făcut, dar trebuia să știm și noi. Trebuia să știm și noi. Că nu faceți din capul dumneavoastră. Și atunci ai auzit telefonul ce-a spus, ai auzit ce-a spus părintele? Eu nu am spus că este un lucru rău că ați făcut, că ați dat către biserică. Dar trebuia să treacă un proiect aici, să mergem să tăiem pe regim Rom-Silva. Dar dacă nu s-a furat, nu s-a luat. Nu-i furt ăsta dacă e din domeniul public. Furt? Păi dacă actul nu a avut loc, ce trebuia să iau eu de la Consiliul Local, ce aprobare? Băieții mi-au spus că au operat eu. Și minte preotul. Nu preotul, dar minte băieții. Vezi cu cine stai de vorbe, când îi vorbează, că toate sunt false. Mai aveți ceva, domnul Dohotaru? Ați înțări acuze pentru primaș. Pentru... Domnul Dohotaru, dar nu știu să fac altceva, adică... Nu vezi, de asta habar n-au ce să discut în ședința Consiliului Local. Ei să tezi numai la face deci scandal. Deci mai aveți ceva, domnul Dohotaru? Aduce acuze la unul. Dar asta e scandal? O, bă, am făcut o acuze aiuri. Pune-o cum trebuie, nu așa. Deci nu mai aveți nimic, domnul Dohotaru, da? La divers. Nu, mulțumesc. Slavă Domnului, da. Păi mulțumim. Domnul Chenciu are ce. Domnul președinte, vreau să aduc spre atenția dumneavoastră, domnului primar, faptul că au loc sustrageri în câmp. Noi am luat în urmă, în celelalte mandate, niște măsuri care priveau interzicerea mijloacelor de transport pe timp de noapte, sărbători, ilegale. Așa. Și am să vă relatez un caz exact. M-am deplasat în Brătianu, că am o bucată de teren acolo. Am plătit un utilar din ăsta care culege porumbul. A trecut cu un singur rând și țigan în capul celălalt, pe motiv că adunul din urmă s-o bucată de cules. Lui Florin Matieș, care îmi dădea acolo, mi-a furat un hectar de porumb și s-au dus la cules romii, pe timpul ploii, când ploua afară, de nu puteai să stai. Ei au dezjocat și au făcut treaba.
Deci, spre atenția dumneavoastră, la rândul dumneavoastră să atenționați Poliția Locală, Poliția Națională, că este o perioadă de vârf și să fie în alertă maximă cu această situație. Că e păcat, omul muncește de primăvara până toamna și ștulietele la care s-a făcut, dacă l-ai rupt, ai muncit de pomană. Deci este păcat ca unii să meargă numai la pulies, la furat și oamenii să trudească. Deci trebuie făcut ceva neapărat. Spre exemplu, mi-am pus întrebarea. Căruță cu rom și femei cu soții la vale, la deal, și caut el prin Brătianu, prin Costești, dacă el nu are o palmă de pământ acolo. O fi necăjiți asta, dar n-am auzit vreo unul ca să vină la treabă, n-am auzit pe lângă casă să-și pună o roșie, un ardei să-și pună ceva. Nimic, decât excremente umane. Trebuie interzis total, total, poliția pusă în activitate și să punem cumva capăt acestor furturi. Deci poliția face controale inopinant. Deci nu poate să stea în câmp. Nu zic, domnule, de deci. Dar haideți să vă spun un caz, anul trecut, când a fost găsit pe drumul dintre Brăteanu și Costești un țigan, un joacă bine, care știți de el, i s-a confiscat căruța, i s-a dat amendă, au făcut plângere, au făcut contestații la judecătorii și au câștigat. Deci s-a pus în practică hotărârea Consiliului Local și a făcut contestații la judecătorii și a câștigat. Acum, eu profit de problema care v-a ridicat-o dumneavoastră. La anul să avem în vedere, când o face dotări la Poliția Locală, au văzut băieții la drug un binoclu care pe timp din noapte, cu infraroșu, la 1000 de metri distanță, vede, citește și ziarul. Și deci se deplasează imaginea și când s-a oprit asupra imaginii, face și poze. Da, da, da. E cam scump, e vreo 2000 și ceva de euro, un binoclu din ăla. Dar ăla face bani, că degeaba se duce pe timp de noapte poliția, merge cu mașina, cu farurile pe drum, așa ăla stă ascuns. Dar așa ori se urcă pe deal la Donici, ori pe deal la Uluiac și vede toată lunca. Și ăla-i document. Ăla-i document, sigur, că și probă. Au fost niște proiecte europene sau elvețiene, nu știu ce, pentru camere dintre astea, pentru bază. Nu știu dacă mai sunt. Poate satelit se poate face, așa cum se face. Chiar te rog, informează-te înainte de a vorbi. Alea ce spui matare, proiectele alea elvețiene cu camere de luat vedere, erau, puteau fi accesate de poliție, nu de primărie. De poliție. Și să facem demersul necesar. Păi, demersul necesar, să obligi tu poliția ca să facă proiecte. Dacă da. suntem o instituție, păi, domnul primar, nu vă obligăm. De ce o luați așa cu obligăm? Facem și noi demersul necesar ca să le... Da. Aia cu programul Elveției, dacă ține-o bine cu acelea, a fost o inițiativă din partea Elveției, o propunere către... Da, eu așa asta deci nu... trebuie de vreo 2-3 ani. E posibil ca elvețienii să nu fi ținut de cuvânt. Da. Propunerea avem din partea voastră. Ca să rămân... Probabil era cu cofinanțare din partea Guvernului României, nu s-o fi... Nu știu. Dar ca să rămân... Dar ca să spunem așa că am auzit... Da. Ca informați-vă că de asta sunteți aici, de asta am angajat administratorul public. Da! Nu de asta este ca să... De asta am angajat administratorul public și dăm o groază de bani ca să facă proiecte, dar nu pentru asta l-ați angajat. Bani, că m-a dat întotdeauna, vorbesc niște comentarii. Mă, dar când ai să fii primar, ce faci? Dai afară administratorul public. Nu, domnule, îl pun la treabă, îl pun la treabă. Așa spui. Îl pun la treabă. Administratorul public trebuie să... Nu să stai să pleci mie, dar stai toată pe la grabii sărghii, pe la crâșmă. Nu ce acuzea eu. Da. Păi da, vreți ca să vi-l poziez în timpul zilei? Unde de la unde vezi toate crâșmele, mă da? Vezi crâșmele, mă da, vezi hoță, dar umbli cu hoță, mă da? Da, da. Umbli cu hoță, mă da? Umbli cu hoță, care sunt hoță aia care umblu pe ei? Domnul președinte, ei s-au rasulea cu vorba. Cineva că ai și pregătirea necesară ca să umbli cu hoță. Ești calificat. Ați avut cuvântul, vă rog să lăsați să tăiați. Domnul... Dar ci tot atâta, tot atunci acuzi. Vină cu un lucru constructiv, nu că am auzit, că vine la mine și îmi spune că să-i bagă apă rujderul, bagă apă de la tine rujderul. Dă-i de la tine. Și tot vii cu acuze atâta. Nu vreți să ia cineva, te bagă cineva în seamă pentru acuzile care le aduci? Pentru apă sau ce? Nu, acuzile care le aduci, nu pentru apă.
Dar ce acuzații? Dar ce-s astea? Când te-am întrebat pentru apă, dacă poate, sau pentru șosea. Dar chestia să nu fie cu sub incidența legii, nu-i calomnii? Să mergi să mă ajute cu... Da. Domnule primar, vă rog, domnul Dohotaru, vă rog, încetăm. O secundă, dacă mă ajutat. Și de ocazia că este domnul Mureanu la Epus în TV, pe Mureanu la Ștăvețe, vreau să duc... Acum, deci cererea de demolare a școlii vechi. Poate acum o să audă mai departe doleanțele noastre celor din Gutinaș. Deci cererea de demolare, pentru că din pereți mai sunt trei pereți, parcă, mici, au mai rămas destul și-a furat de acolo. Și să facem un parc pentru copii. Copiii se joacă în stradă, cu mingea, dau un geamul la oameni, scandal, ceartă și alte discuții. Deci poate că... Deci parcă am mai avut discuția asta. Am avut și a spus așa, că... Așa, și o să trimit pe domnul Mihalache. Nu. Da. Că acum facem, procedăm altfel. Da. Fiind înscris în domeniul public, școala respectivă, domnul Mihalache de la Urbanism o să vină la Peterian, face constatare că s-a autodemolat și o scoatem din domeniul public, liberăm terenul frumos și rămâne la dispoziția comunii terenul, vedem ce putem face. Pentru că ce nu putem... este niciun loc de joacă în Gutinaș pentru copii. Dimineața sunt ore la școală, după masă sunt ore. Deci nu poți să joace în curtea școlii. E cam mult de spus un parc. Un parc unde este cu masă de teren. Și cred că acolo ar trebui amenajat un teren loc de joacă, de sport. Sigur, și școala. M-am uitat în multe sate. După aia vedeți, vedem la televizor cu parcurile în... În bandă. Noi să-l facem mai mic ca să nu fie... Parcurile în mediul rural. Nu, dar noi îl facem mai mic ca să nu fie probleme cu bani. Un teren de joacă, da. Au la hile, deci, au la unii. Deci, dacă cu masă și mai ales doar cu două porți, își fac ei ce vor. Sau le puneți. Mulțumesc. Deci, pentru... Omul care le știe pe toate. La fiecare discută și el. Da. Deci, sunt rezolvabile, de ce sunt? Sunt rezolvabile. Și lăsați-l domnul Dohotaru, care cuvântul ăsta? Știți, vorbească și el. Am înțeles cu izbatul public de săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare facem o revizie la toată comună. Da. Alte probleme, știu că e și ultima, care, probleme care pe mine mă doare. Eu am venit la, sau vin la ședință și vreau să plec acasă cu mintea limpede. Deci de aici pleci mai ceva, parcă de la un meci de fotbal sau la mișa colții de la un meci de fotbal, dar pleci cu capul plin, dureri de cap, cu de toate. Că nu-i convine aia, nu-i convine aia, nu-i convine aia. Să aducă acuzii, să spună orice, să spună la subiect, la obiect, nu că am auzit, că am făcut, că am vrut sau nu știu ce. Nu este corect. Nu este corect. Pentru că și domnul primar, cred că pleacă tot la fel. Păi ăla are și de ce spune. Și nu-i vorba numai de dumneavoastră. Poate mă sunt și alții care aduc acuzii pe nedrept. Dar nu este corect. Dumneavoastră m-am luat. Dacă nu, dar nu trebuie să vă luați. Dar nu e vorba atunci... să vă luați de mine. Da, nu, dar eu de aici plec. Nu te-ai spus de Vasilie. Tu te-ai spus de primar. Deci, de cap plec. Ce? Că ai mă tare chef de ceartă? Sau mai știu eu cine chef de ceartă? Nu, dar eu am avut dreptul să mă scriu. Acum mă apăr. Am avut dreptul să mă scriu la cuvânt și la cuvântul meu. Și dar v-ați scris și ați vorbit. Acum lăsați-l. Aduceți acuze corect. Aveți. Cuiva. Așa, în legătură cu vagonul de la, pentru Fentoacă, pentru Bavram, a fost discuția așa în trecut și a spus că e la situație de urgență. Păi de la situație de urgență. Și nu se poate, dacă stătea cineva el, parcă. Nu mai stă. O murit. Era Iliu, că îl vedea, nu mai nu are casă, nu are nimic, nu are ajutor social, nu are nimic. Deci are 1000 de metri pătrați în grădină, care cresc pălării pe el. Și o pădure care o ia cine vrea. El, săracul, dacă e bolnav... Și terenul din câmp, ce mai are tot așa, îl stăpânește cine vrea. Deci, da, nu știi pe unde, nu știi fiecare ce vrea. Lui ar trebui făcut cumva și un ajutor social. Deci, cred că... Ne împiedică 1000 de metri. Legea spune, dacă are 1000 de metri în intravila, nu poți să-i acord. Dar uite că actele eu cred că o să-mi asum răspunderea. Actele sunt pe tata lui, deci nu sunt pe el. Deci el nu are nimic. Case da, de acolo, deci el e
Așa a fost și la UC. O să-mi asume o răspundere cu o anchetă socială și da. Să vină să-i facem ajutor este social. Este păcat să nu-l ajutăm. Să vină să-i facem ajutor social. Am vrut să merg la mănăstire să rog cu părinte să dea... Suntem în ședință și da? Să vii urgent. Cred că e prea de parcă că să dăm la scurt la Buchetaș. Dacă vrei să mă vezi, vină o muletă până la primărie. Nu este corect. S-ar supăra poate părintele nostru sau... Deci dacă nu, ia-l în mașină, vină cu el și îi faci mai tot. Nu, trebuie pe aici. Mașină, da. Da. Trebuie făcut mai decât ceva, ca să te rămâne. Da, dar vii aici, mă aștept. Bine, domnul. Două persoane, el și nevasta, o femeie care stă cu el, tot necăjit. Dar nu a murit nimic, a venit înapoi. A fost cu picior rupt, s-a lovit o mașină undeva la Burzești. De-aia am văzut cum murit, băi, două mașini. Da, și sunt amândoi, doarme iarna în fric. Deci vă dați seama, la minus 10 și 20 grade să stai în... Dar dacă îi dăm vagonul, tot dă fric doar dacă n-ai rezolvă. Și o poți să ajutăm noi. Un god din ce vreau să mă lăsat. Dar cred că am un god. Noi am vrut să-i dărâm în casa anul trecut, să-i facem altă. N-am vrut. Nu ne-a lăsat. La fel vechi? Ce-i god, nu? Mi se pare de fond. Pare că am eu unul. Da. Deci, cam asta m-am dispus și cu rugăminte acasă. Și vezi următoarea să fim mai... Disciplinați. Mai la obiect. Așa. Da. Deci, dați-mi voi un pic la ce a spus domnul Nicolau, că domnul lui pleacă cu dureri de cap. Eu, dați-mi voie să vă spun că de o perioadă vin cam cu scârbă la ședințele Consiliului Local, dar n-am ce face, că trebuie să vin să susțin proiectele. Că dacă nu vin în ședința de Consiliul Local, blocăm activitatea în comună. Dar îmi face scârbă să mai vin la ședințele Consiliului Local, așa când văd comportamentul lui Dohotaru și al lui Marin. Da. Mi-ați mai spus-o și mie și mi-au rămas surprins. Apropo. Mă, dacă v-ați dat permisul, deși eu am fost în opoziție. Da. Da, v-ați comportat. Opoziția nu înseamnă scandal. Nu înseamnă acuzii. Mai au fost trei consilieri atunci în opoziție. Dar nu s-a ajuns la discuții de astea. Apropo, domnul primar, eu vin cu o propunere, domnul consilier. Dacă ați orgălit tanda cu manda... Da, vin cu o propunere, deoarece nu este la prima ședință, nu este, este la o, nu știu câta. Astăzi ești un pic mai liniștit, lasă să mă declar mulțumit chiar. Noi liniștim televiziunea, filmarea ne-o liniștit. Bun. Și nici aia văd că... Domnul primar, eu mai propun ceva. Păi dacă pe mine m-a acuzat, pe toți i-a acuzat în cor, pe dumneavoastră, eu propun la ședințele de Consiliu să participe cineva de la poliție, ca să ia act de acuzațiile care face. Și în consecință să ia măsuri împotriva. Nu, domnul Matias. Trebuie stat cu regulamentul pe masă, regulamentul de funcționare a Consiliului Local și respectat regulamentul, domnule. Poliția are timp să vină. Nu cu poliția. Nu, dar nu spune legea 215 ședințele Consiliului Local să facă cu poliția. Este regulamentul de funcționare a Consiliului Local, respectat regulamentul, domnule. Care îi perturbează, dat afară. Așa spune... Și eu și da. Pentru asta și pe mine să mă dați afară. Dar nu, da. Președintele de ședință este suveran. Bun. Greșesc cu ceva, bine. Domnul Mureanu? Așa este. Poți dea și sancțiuni. Și sancțiuni, sigur că foarte bine. Data viitoare vă rog să veniți cu ăla cu... și cu... Mă duc regulamentul. Exact. Da. Și să aducă cu acte, cu dovezi. Evident, că așa și eu vă fac. Dar nu, dar dă bine la filmare, știi când îți spui că uite ce ai făcut, uite ce mi-a spus mie ăla că ai făcut. Dă bine la... Crede el că dă bine la public asta. Când vede, bun cine se uită, poate, din țară, ne vede cât de bun sunt el. Da. Se apropie sfârșitul ședinței de azi. Da, hai, hoțul strigă hoții și știți. Domnul președinte, două cuvinte. Filmați-l cum zâmbește, domnule. Poate dă bine, dă bine la imagine când zâmbește, așa. L-a miluit cu cameraman. Am văzut că Adrian tot filmează în coace, știi? Lați-l în cer. Mai glumim. Da, da. Și-a mai exprimat dorința domnul Vince să mai spună câteva cuvinte. Și domnul Puiu. Dacă dați dreptul, vă rog. E o problemă care a apărut în urma discuției care a fost aici. Am înțeles că este foarte aproape branșarea la noua rețea de azi. Da. Și de aici, în primul rând, la Rădeana. Având în vedere că la Rădeana a fost apă și este, dacă se poate. Deci, având și cealaltă parte, că în cadrul primăriei înființează acel departament de apă și canalizare, da. Aș propune ca
atunci când se va înființa și va urma să facă acele contracte între acel departament și ea, să ceară o recomandare privind modul de comportare a abonaților, adică a răi platnicilor. Dacă se poate ține cont, și văd că se ține peste tot cont, și când te angajează, cer recomandare de nevoie, și dacă este, să nu mai fie probleme nici pentru acel departament. Că, având în vedere că căminul este în curtea lui, trebuie să duci cu mandat să intri. Domnul Puiu, da. spre deosebire de rețeaua de alimentare care veche, o aveți în proprietate, asta este cu totul și cu totul altceva. Păi, asta are un regim juridic. Deci, cel care nu-și plătește, este apometru în curtea lui. Dar rețeaua este pe domeniul public. Și ăla asta o de deci nu ne împiedică, și nici pe dumneavoastră nu vă împiedică nimeni, să faceți un comitet de inițiativă și să săpați și să-l debranșați pe cel care nu plătește. Vis-a-vis de rețeaua veche. Da. Deci, acum branșările sunt făcute. Ele sunt făcute. Să mai cerem recomandare despre unul, despre altul. Da, ar fi o discriminare, eu înțeleg. Omul putea să fie rău intenționat în legătură cu dumneavoastră, cu rețeaua privată, și din face să plătească. Păi ce rău să fie intenționat când el urma de ei, de exemplu, scos apometul și-o pus furtun. Și intre la el în grad, că eu furat greșelile care dai ca el. Și cine v-a împiedicat să mergeți să debranșați de la și noi singuri. Ia să vă zic. Deci eu v-am spus de atâtea ori, când, de câte ori am avut ocazia, am spus la oameni, noi primăria, împreună cu poliția, susținem activitatea aceasta. Deci, nu putem face noi. Da. Dar dumneavoastră, un comitet de inițiativă, când v-ați hotărât să-l debranșați pe un lap, ne anunțați și pe noi. Nu. Și vine poliția ca să nu fie incidenți. Ei au simțit acum că va veni noua apă, exact cum cu chioșcurile care dau pe caiet. Și nu mai plătești pe aia vechi. Nu plătești pe aia vechi. Dar același lucru s-a întâmplat și la Cutinaș, de aia s-o întrerup, pentru că mai sunt cu vreo 20 milioane, parcă datorii. 20. Astea sunt buticurile astea care dau pe caiet, când au făcut că umplu caietul la unul, nu se mai duce la cealaltă. Neavând un statut legal, și le zici, uite, treci pe drum, nu mai vine, duci la cealaltă. Păi că lua pensie. Da. Când ia pensia, se duce, când are bani, se duce și-o cumpără cu bani. Ce de asta? Eu aș vrea să evite treaba asta și să știți. Deci eu vă dau o listă. Cei care să fie în vedere. Ei ți-o văd cu bine oblani. Da. Din rea voință, nu că n-ar avea bani. Ședința? Nu, nu. Da. Nu. Cred, da. Nu e închisă ședința. Da, mulțumesc. Nu este închisă. Nu mă călare pe mine. Nu pot eu pe mine. Mi-e frică. Persoană importantă, așa. Normal. Bun. Dar eu cred că dintre cei la ele e posibil și cei cu apa în curte să ia intră. Nu, să facă o completare. De la ele te rezolvă de afară. De la stâlp. Să facă o completare. Vis-a-vis de apă, vis-a-vis de apă, să fac o completare, vis-a-vis de contract, domnul primar. Operatorul de apă are dreptul, prin contract și prin regulament, să intre în curte, la bazin, la cămin. Da, dumneavoastră, dar e alt statut de acum, deci implicată primăria, implicată consiliul local, nu mai este cum era până atunci făcut de ei, făcut de... Da. E alt statut, e altul. Omul înțelege, nu mai dați în oameni așa. Da, am înțeles. Și încă ceva, domnul Dăhotaru, am tot respectul pentru dumneavoastră, ca și om, ca și consilier, mai puțin, ca și consilier, ca și manifestare. Eu, în locul dumneavoastră, sincer să fiu, dacă aș ține puțin la demnitatea mea, mi-aș cere scuze. Pentru ce? Pentru acuzațiile care astăzi, cel puțin pentru că astăzi le-ați făcut, gratuit. Vă da dovada că... Dar nu vorbește cu mine, nu trebuie să-i dau răspuns. Păi nu, dar la ce intervii sunteți? Păi ești un brat, Nicolae. Care are pe unul sau pe doi? Ce am văzut? În ce vă privește decizia care luați, e problema mea tale. E problema, dar eu așa aș face. Eu așa aș face. Deci, când ați voi acum, la replică, dacă nu este adevărat ceea ce informațiile care... Încerc spus, este normal să fac lucrul ăsta, dar până ce nu se demonstrează, adică eu până atunci... V-a demonstrat omul. Nu cu preotul. Nu trebuie să demonstrezi mie vinovăția, nu eu să-ți demonstrez ție nevinovăția. Atunci o să vedem că fac, o să fac și-o scris. Acum doar o informare, am cerut să
în fața oamenilor, să vedem cum, ce răspunsuri dați dumneavoastră ca și primar, dacă sunteți implicați sau dacă nu. Eu urmă vedem ce spune ancheta, cu voi face o plângere. Da, da, mulțumesc. Domnul Chen, ce mai dorea? Hai să mergem ședința. Nu, două, dar o. Încep cu aceeași formulă, tot respectul pentru dumneavoastră. Dar v-aș întreba aici, da, de față cu lumea asta. Dar dumneavoastră, da, stai, acum, stai, la diversii ați ajuns ca să discutați cu mine sau cine? Da, la diversii diverse spun că ești un reclamagiu. Ești un reclamagiu și a trebuit să-ți cer scuze față de domnul primar. Da, nu, gestul demonstrează calitatea pe care omorat. Dar nu este același lucru a spune despre un om că azi noapte a omorât un om sau a spart magazinul de demand sau nu știu care. Nu este același lucru. Sau, sau că a luat 50.000 de lei sau da, așa. Sunt chestiuni foarte grave, foarte grave. Îmi pun întrebarea, cum Dumnezeu de toată lumea tot la omul ăsta se duce și că am primit informații, o venit la mine, mi-a cerut așa, să intervin. Dar cine ești, mă? Cine ești? Domnul Vici mai vrea să mai spun, dacă vreți. Două cuvinte, nu vreau să plictisez lumea, că e sătulă, timpul a trecut. Domnii de la televiziune și dumnealor, mi-am însușit o parte din problemele ridicate de Consiliul Local, care îmi revin mie în calitatea pe care o am. Sunt multe de spus. Domnul primar v-a explicat și cu lumina și cu drumurile. Este de prisos să mai vorbesc. Eu aș vrea să aduc mulțumire televiziunii locale Onești, personal domnului Eugen Ungureanu, pentru faptul că, vedeți, și cu prezența dumneavoastră aici se ridică probleme care am avut impresia, bună impresie, că s-au mai calmat lucrurile. Însă, nu, păcat că n-am mai rămas. Eu nu cei doi consilieri mai trebuie școliți la școala vieții, la alte școli. Are școala vieții, oare. Oare, dar în sens negativ. De da. Facultatea da. E bine că avem, asta este a treia prezență a televiziunii în ședințele Consiliului Local și mă bucur foarte mult. Avem prilejul mai devreme să mai târziu, să ne uităm pe Facebook, pe calculatoare, la modul în care, la modul în care a decurs ședința Consiliului Local, că ședința Consiliului Local este de importanță deosebită. Consiliul Local este un organism legislativ. Și primarul cu restul, cu aparatul, este organ executiv. Nu înțelegem niște lucruri de asta. Îmi pare foarte rău. Și mie e greu să vin și să pregătesc ședințele Consiliului Local, dar cu toate astea trebuie să le fac, fiindcă sunteți dumneavoastră majoritatea oameni care înțelegeți foarte bine fenomenul și importanța ședințelor. Vă mulțumesc mult! Și mă declar de acord cu toate documentele care au fost supuse. Eu aș vrea să vă spun altceva. Având în vedere faptul că sunt și diverse, au fost diverse la ordinea de zi. Având în vedere investiția care se face la Rădeana, modernizarea drumului, cred că era normal să fiu întrebat în ce situație suntem cu investiția. Nici de cum că am luat 50 de milioane pe lemne și i-am dat la biserică. În privința asta, mie mi-a spus Marie, mi-a dat telefon la spital, era internat, că deja a făcut sesizate la poliție și o să vină poliția. Cred că ei nu fac altceva decât... A zis că am luat noi bani și am împărțit amândoi. Eu și cu dumneavoastră. Da. Stau când aveți 50 de zile. Deci nu, numai eu. Nu, amândoi. Acum depinde cine a fost cu inițiativa, eu sau Mata. Nu știu. Și-au confiscat trei și deci, haideți să vă spun, chiar dacă... Nu mi-am făcut să fură de către oameni la cura voie. Da, și-au fost prinși și sunt lemne în curte. Fiți o dată amendă. Haideți să vă informez eu, dacă tot nu m-ați întrebat nimeni de situația investiției de la Rădeană, vă spun eu. Am avut săptămâna trecută o întâlnire la Consiliul Județean, cu discuție chiar de investițiile pe 900 pe NDL, pe ordonanța 28. Și am fost întrebați toți primarii care avem investiții pe... În derulare. În derulare, da. Noi am avut alocați 3.400.000. S-au făcut lucrări, s-au decontat 3.400.000. Și am avut posibilitatea, asta a fost alocarea pe 2015.
Pe 2016 și pe 2017, conform contractului cu Ministerul Dezvoltării, mai aveam alocați vreo 6 miliarde 340 de milioane. Ne-a permis Ministerul Dezvoltării, la cei care am avut alocat o sumă în 2015 și consumată, lucrări executate și cheltuită suma respectivă, să le alocăm banii de pe 2016 și 2017 în 2015. Și deci până la sfârșitul anului, mai putem primi aia 6 miliarde 300. Am luat legătura cu constructorul. E pe teren. Păi este pe teren. O să definitivăm un kilometru de drum. Deci să pună piatra spartă. Am înțeles că are în depozit ceva. Și mai care de la ajut piatra spartă, care vine sub stratul de rezistență. Și până la cât permite timpul. Suma. Cât permite timpul. Dar noi vrem să fim disciplinați și să prindem aia 6 miliarde 300. Chiar dacă el face de 6 miliarde 500. Deci nu putem să-i dăm, dacă face 6 miliarde, să-i dăm 6 miliarde 300. Dacă face mai mult, 2-300 de milioane poate să le suporte până la anul. Îi decontăm la anul, deci nu rămâne... Va avea de primit. Da. Dar să fim în program, cum s-ar spune. Am avut atât alocat, atât am executat, atât am cheltuit. Cei care n-au... Și sunt multe comune de județ care au avut alocate anumite sume, chiar mai mari ca Ștefan cel Mare. Și au făcut uzile. Și n-au făcut, au cheltuit până acum zero și le-au luat bani. Păi de aici vin realocările. Deci vin realocările. Și ce vedeți? Normal. Și partea bună. Cine a făcut proiecte și se interesează să le ducă la capăt? Păi asta să mă întreb, dar nu să-mi spună de două căruți de lemne care s-au furat de la... Că e treaba mea să stau pândar la... Zbodinește drumul la... Unește a pierdut drumul. N-am avut proiecte. Și-au pierdut drumul. Unește este situația asta. Exact. Da. Da. Ne mai fiind, nu? Nu mai sunt. Da. Mulțumim, ședința este închisă, da. Când încercați.